Comuna Giarmata s-a dezvoltat în ultimii ani datorită proiectelor administrației locale implementate pentru comunitate. Numărul locuitorilor a crescut, comuna s-a mărit. Astfel au luat naștere și cartierele noi. Vorbim despre unul dintre ele, cartierul Primăverii, unde primarul Claudiu Mihălceanu asigură cele mai bune condiții celor care s-au mutat aici. Cartierul este în curs de modernizare cu bani de la bugetul local. Este conceput și gândit din momentul în care am ajuns primar, din 2020, iată că după câțiva ani îl punem în aplicare, este și un proiect complex, este din bugetul local, vorbim de aproape 40 de milioane de lei, este modernizarea cartierului Primăverii, în care de la trotuare până la asfaltarea drumului avem inclusiv controlul apelor pluviale, le avem în subteran. În câteva săptămâni vom avea primele străzi asfaltate, vorbim de strada Fragilor, Grădinarilor, strada Lacului, care este în jurul grădiniței, iar ulterior vor urma alte străzi care le-am bugetat anul acesta. În proiectul de modernizare este inclusă și asfaltarea străzii Castanilor, cea care va lega cartierul Primăverii de la nord la sud.